Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur tare mult că sunteți aici. Știu că e oarecum dificil să fii în locul unei dezbateri publice în timpul săptămânii și la ora la care mulți dintre noi, în mod normal, am fi la școală. Însă mă bucur că azi am făcut cumva să fim aici la o discuție pe care eu o consider esențială și, glumind un pic, aș spune de maxim interes. Adică m-am gândit și eu că după 20 de ani de catedră ar fi bine să mă întreb serios ce predau sau cum predau. Sigur că trecând de momentele introductive, îmi face o foarte mare plăcere să moderez azi discuția cu domnul profesor universitar Mircea Miclea, care are foarte multe posturi, are foarte multe calități și care m-a rugat foarte prietenește să nu le amintesc. Așa că, în primul rând, pentru mine, domnul profesor Mircea Miclea este unul dintre intelectualii de seama ai țării, e unul din oamenii pe care îi admir fără ezitare, pe care îi citesc, la care am găsit de-a lungul timpului nu doar poziții intelectuale foarte consistente și coerente, ci la care am găsit statură morală, la care am găsit verticalitate, lucruri fără de care eu cred că nu ne putem face chiar așa cum trebuie meseria. Astăzi, structura întâlnirii noastre e următoarea. Va exista un moment în care domnul profesor ne va spune anumite lucruri privind tema de azi, aproximativ jumătate de oră, după care vom încerca să avem o discuție liberă și în formă și în fond și în spirit cu privire la predare, cu privire la ceea ce face ca noi, profesorii României, să fim niște piese, cred eu, importante în felul în care arată societatea de azi și va arăta societatea de mâine. Nu o mai lungesc. Domnul profesor Mircea Miclea este aici și îi dau cuvântul. Doar mulțumesc tare. Te rog. Mulțumesc tare. Mulțumesc tare mult de invitație, mulțumesc lui Doamna pentru invitație. Să avem azi o discuție între prieteni, între profesioniști, între meseriași care fac ceva și încearcă să facă mai bine. Și de aceea, încercând să facem mai bine, cred că asta trebuie să ne propunem așa, mereu, ca din când în când, măcar să producem o versiune mai bună a noastră, știți? Așa cum e în software, ai o versiune 2.0, după vreme ai 3.0, 3.1, la fel și noi cred că trebuie să ne propunem ca din când în când să creăm niște versiuni mai bune ale noastre. Nu suntem în competiție cu nimeni. Suntem doar într-o postură de a crea versiuni mai bune despre noi. Și asta ne face nouă bine, în primul rând. Sigur, le face tuturor bine dacă noi creăm versiuni mai bune despre noi după vreme. În ceva, în modul în care predăm, în modul în care interacționăm cu oamenii, în modul în care receptăm ceea ce fac ei și așa mai departe. Dar trebuie să avem mereu în minte de a crea, după o vreme, nu putem în fiecare zi, dar după o vreme să creăm versiuni mai bune despre noi înșine. Și atunci una dintre modalitățile de a crea versiuni mai bune despre noi înșine este de a reflecta asupra ceea ce facem. În cazul acesta, de a reflecta asupra modului în care noi predăm. Evident că predăm în fiecare zi. Da, dar e important să reflectăm asupra faptului cum predăm și ce predăm atunci când noi predăm. Eu vă reamintesc că una dintre definițiile cele mai bune și cele mai scurte a expertizei este o definiție pe care a dat-o Erickson, care spune "An expert is a reflective practitioner." Un expert este un practician reflexiv. Adică nu-i suficient să fii practician ca să ajungi să fii bun. Corelația dintre numărul de ani vechime, de câți ani practici o meserie și expertiză, cât de bun ai ajuns să fii, corelația e foarte slabă. Corelația e 0.32. În schimb, corelația dintre reflecția asupra practicii, adică din când în când îți pui întrebări, dom'le, eu ce fac aici? Ce-i bine? Ce-i rău? Ce ține? Ce nu ține? Asta e reflecția asupra practicii. Corelația între reflecția asupra practicii și expertiză este 0.67. Adică e mult mai
capabil să ajungă expert cel care reflectează asupra ceea ce face decât doar să facă. Și de asta tema acestei întâlniri, hai să reflectăm asupra ce facem noi când predăm. Evident că multe dintre lucrurile pe care le voi spune vă sunt cunoscute, dar exercițiul acesta de a reflecta împreună asupra propriei practici este una dintre căile prin care poate în timp creăm o versiune mai bună despre noi. Eu cred că atunci când predăm, mai mult sau mai puțin conștient, facem patru lucruri asupra cărora trebuie să reflectăm, să vedem dacă nu cumva putem aduce câte o îmbunătățire la fiecare dintre lucrurile acestea. Prima dată când predăm, prima dimensiune a predării înseamnă predarea unui conținut. Predăm o lecție. Indiferent că lecția este de educație fizică și predăm aruncarea mingii de basket cu mâna dreaptă, sau este o lecție de istorie, sau este o lecție de filozofie, sau de matematică, predăm un conținut. Conținutul acesta este într-o programă școlară. Această programă școlară este așa numită programă școlară scrisă sau programă școlară explicită. Și asta trebuie să predăm. Asta se cere, pentru asta suntem plătiți. Evaluarea elevilor noștri se face în funcție de cum au asimilat ei materia propusă prin programa școlară explicită. Dar noi mai putem să îmbunătățim lucrul acesta. Apropo de îmbunătățiri, să nu predăm numai programa școlară explicită. Pentru că există mai mulți vectori, mai multe tipuri de programe, mai multe tipuri de curriculum. Și în literatura de specialitate, dacă o citiți, o să vedeți că sunt mai multe tipuri de curriculum. În afară de acest curriculum explicit, există un curriculum ascuns. Curriculumul ascuns este ce învață elevii când ei vin la școală, din interacțiunile de pe coridoare, dintre ei, din modelele pe care le oferă profesorii, din modul în care e organizată școala. Ei învață o grămadă de lucruri. Asta e un curriculum ascuns. Își pune amprenta pe ei, climatul pe care noi îl avem în școală, climatul pe care îl au la ora noastră, își pune amprenta pe ei. Este un curriculum ascuns. Că noi suntem atenți numai la curriculum explicit. Știm? Dar ei învață și altceva, iar noi trebuie să începem să ne gândim, numai ce învață din ce li se întâmplă. Deci e un curriculum ascuns. Există un alt curriculum, un curriculum retoric. Adică despre temele despre care noi vorbim la clasă, adesea se ia poziție publică de liderii politici, de purtătorii de opinie. Se discută și oamenii ascultă despre aceste lucruri. Noi vorbim la lecția de biologie despre cutare temă, dar despre aspectul ăla biologic, despre sexualitate sau știu eu ce alt aspect, se vorbește în media. Și noi știm că ei vor învăța de acolo ceva. Vor lua de acolo niște informații. Mai bune, mai proaste, dar are loc o informație. Da? Apoi este al treilea curriculum, se numește curriculum nul sau curriculumul fantomă. Ce nu predăm? Adică ce nu predăm pentru că nu e scris în curriculum acela explicit. Ei, ce cred că putem noi face ca să îmbunătățim lucrurile este să ne uităm critic la programa școlară, la ceea ce se cere să predăm. Da? Și sigur că trebuie să fim atenți la ei pentru că încă o dată elevii noștri sunt evaluați prin asta. Dar trebuie să integrăm și alte tipuri de curriculumuri în modul în care predăm. Adică scopul nostru trebuie să fie să creăm un model mental util pentru elevul respectiv. Câteodată trebuie să predăm ceea ce nu e în programa școlară, dar știm că le e util. Câteodată trebuie să pornim de la o temă care este prezentată de un lider politic sau de un purtător de opinie și de acolo preluăm informația ca să o integrăm în lecția noastră, ca să predăm. Deci ce trebuie să facem noi? Să integrăm mai multe curriculumuri pentru că scopul trebuie să fie un model mental care e relevant pentru copilul acela, care va fi relevant pentru el și când el va fi adult. Și o să-și aduc aminte, domnule, despre cu tare temă despre războaiele daco-romane, am învățat chestiile astea. E adevărat că în perioada aceea erau unii care erau obsedați de cât de deștepți erau daci, dar eu am învățat chestia asta, deci asta cred. Înțelegeți? Deci ce trebuie să facem? Să integrăm curriculumurile. Să nu ne uităm numai la curriculumul
standard, curriculumul explicit, curriculumul, să integrăm, să ne uităm care sunt alte fluxuri de învățare la care sunt expuși elevii, să fim atenți la ei, să preluăm din acele fluxuri, acele lucruri care socotim că sunt utile pentru ca ei să aibă un model mental despre ceea ce noi predăm, care să-i rămână în mintea lor pentru multă vreme și să-i ajute în ceea ce fac. Asta este o integrare. Trebuie tot la fel să învățăm atunci când predăm conținuturile acestea, să învățăm că informația nu este suficient ca să înveți. Pentru că adesea se merge cu ideea aceasta, dom'le, de ce să mai învăț să vin la tine la oră să învăț chestia aia, că dau click pe net și imediat o aflu. E limba asta de lemn care spune că informația e la un click distanță, ca și cum dacă informația e la un click distanță, înseamnă că și învățarea la e un click distanță. E o diferență majoră între învățare și informație. Informație poate să joace diverse roluri. Informație poate să joace rolul de divertisment, adică te uiți la informație numai așa ca să te amuzi. Sau informația poate să joace rolul de evaziune, adică în loc să te confrunți cu problema pe care tu ai de rezolvat, să faci un referat, să rezolvi problema de la matematică, să faci cu tare chestii care ți se cer la școală, tu bramburești pe net, stai pe rețele de socializare. În cazul acesta, informația este o evaziune, o modalitate de a fugi din confruntarea cu adevăratele probleme. Deci informația nu e by default învățare. Ca să înveți, îți trebuie un curriculum, adică trebuie să stabilești un scop. Eu vreau să învăț asta. Și apoi, pentru a învăța aceste lucruri, eu iau niște conținuturi de aici, de aici, de aici și le organizez într-un anumit fel, ca să ajung să-mi îndeplinesc scopul acela de învățare. Adică ce trebuie să învățăm este că atunci când vor să învețe, chiar dacă nu învață de la noi, trebuie să-și propună să-și facă propriul lor curriculum. Ei când ajung adulți, ei trebuie să spună, dom'le, deci dacă eu vreau să învăț cu tare, eu nu bramburesc pe net și iau, nu, eu îmi stabilesc un scop. Eu mă uit la furnizorii de educație, dom'le, de unde e credibil să învăț, de unde nu-i credibil să învăț, care e sursa credibilă de informație, care e sursa mai puțin credibilă, unde să caut informația pe care eu trebuie apoi să o organizez ca să o, și să o aranjez pentru ca să ajung să învăț. Că altfel nu învăț. Altfel sunt prizonier unei cantități enorme de informații. Ei, asta trebuie să facem noi atunci când predăm un conținut. Să integrăm mai multe curriculumuri, să ne gândim ce alți vectori de învățare se exercită asupra lor legat de ceea ce noi predăm, și să integrăm în predarea noastră toți acești vectori de învățare relevanți. Și atunci îl vom ajuta pe el să construiască un model mental relevant despre ce predăm noi. Că altfel, dacă noi ne centrăm numai pe programă și spunem, dom'le, eu predau ceea ce e scris aici și ignorăm chestiile astea, chestiile celelalte, curriculumurile celelalte vor contamina, adesea vor distorsiona masiv ceea ce noi predăm, spunând că datoria noastră este doar de a preda programul oficial. Deci invitația, sau mă rog, sugestia pe care trebuie să o luăm în seamă, cred, cu toții, este de a integra alte fluxuri de învățare, de a ține cont de ele, de a le integra și scopul principal este de a crea un model mental care e relevant pentru elevul respectiv. Asta înseamnă să predăm un conținut, să devenim mai conștienți de celelalte fluxuri de învățare și să învățăm că informația nu este suficientă pentru ca să învețe. Chiar dacă este la un click distanță, învățarea e mult mai mult decât accesul la informație. Este organizarea informației pe baza unui scop în anumite conținuturi în care tu înveți anumite lucruri într-o anumită ordine și atunci cu adevărat înveți. Altfel nu înveți. Altfel ai iluzia învățării, ai senzația că știi când de fapt nu știi. Și adesea se întâmplă lucrul acesta. Este chiar o carte întreagă a lui Sloom, care se numește chiar așa Iluzia cunoașterii, în care el arată cum se confundă câteodată posesia cunoașterii cu accesul la cunoaștere. Adică simplu fapt că crezi că găsești pe net o informație, face creierul să creadă că deja o știe, o posedă. Are, așadar, copilul și adultul poate să aibă iluzia că știe mult mai mult decât știe. Creierul nu face tot timpul diferența clară între a poseda o informație, adică a o avea în cap,
și a o accesa prin căutări pe motoarele de căutare. Nu face diferență. Și crede că dacă o poate accesa rapid, o și posede rapid. Adică o are în minte. Nu e așa. E diferit. Și asta duce la iluzia cunoașterii. La iluzia că știi mai mult decât știi. Și asta este extrem de păguboasă. Pentru că dacă știi, tu crezi că știi mai mult decât știi, nu mai înveți. Că tu crezi că deja știi. Și atunci totul se încetinește. Chiar dacă ai capabilități de învățare. Dar ești prizonierul acestei iluzii. Bref, ăsta e primul lucru care facem când predăm. Predăm un conținut. Cred că putem să îmbunătățim predarea conținutului prin integrarea mai multor tipuri de curriculum și prin integrarea informațiilor, astfel încât ei să învețe că informația trebuie vectorizată. Dacă vrea să fie învățare, să nu consideră că informația este învățare by default. Nu. E doar începutul învățării și de acolo poți ajunge și la diversiuni și la evaziune, nu numai la învățare. Al doilea lucru care îl facem când predăm este că predăm o metodă, fără să ne dăm seama, predăm o metodă de învățare. Eu când predau și dumneavoastră când predați ceva, atunci, fără să vrem, prin faptul că cerem anumite exerciții, le cerem să răspundă la anumite întrebări, sau noi prezentăm într-un anumit fel tema respectivă, fără să ne dăm seama, noi sugerăm elevilor și cum să învețe, mai ales și prin modul în care îi evaluăm. Adică dacă eu te întreb numai definiția, tu îmi dai definiția și iei notă mare, înseamnă că în subsidiar eu îți transmit informația că a învăța înseamnă a învăța definiții. Pentru că uite, ai luat notă mare că mi-ai spus o definiție și atât. Nu mi-ai mai spus exemple, nu ai spus la ce se folosește, nu, ai luat o notă mare. Deci vedeți, când predăm, fără să vrem, predăm și o metodă de învățare. Ok, ei, acest lucru facem adesea inconștient. Nu ne dăm seama că noi transmitem și o metodă de învățare. Și atunci, ce cred că putem face ca să facem lucrurile mai bine, este să reflectăm mai atent, să stabilim, dom'le, uite, la materia mea, ca să înveți bine, iată cum trebuie să înveți. Adică am putea dedica o oră sau din când în când niște 10 minute, 5 minute ca să stăm cu elevii noștri să-și vorbim despre cum e mai bine să învețe conținutul respectiv. Explicit. Noi suntem centrați pe cum predăm, dar trebuie să ne gândim că ei trebuie să învețe ceea ce noi predăm. Și atunci, din când în când îi ajutăm. Măi, uite, asta se învață mai ușor dacă îți faci o schemă, apoi pui două bullet point-uri sau îți faci o hartă mentală, așa, faci cu niște cuvinte cheie și tragi tot felul de linii între ele. Sau faci un rezumat, sau te apuci și faci lucrul ăla cu mâinile tale și făcând, tu înveți mai bine decât dacă doar te uiți sau dacă doar citești de 10 ori textul ăla. Fă! Citești niște instrucțiuni de utilizare neapărat. Fă, tată, la un moment dat, că înveți mai bine făcând decât citind a 11-a oară același text. Deci trebuie să dăm mai mult timp, să dăm mai multă atenție metodelor prin care elevii învață conținuturile noastre. Noi pornim by default că, băi, nu-i treaba noastră. Noi trebuie să predăm cât de bine putem și, sigur, implicit le sugerăm și cam cum să învețe, dar nu ne interesează. E problema lor să învețe. E problema noastră. Nu e așa. Problema noastră este cum învață ei, cât de bine învață ei, nu cum predăm noi. Asta este doar un mijloc. Scopul e cum învață ei, mijlocul este cum predăm noi. Deci trebuie să acordăm mai mult timp, cred că ne-ar ajuta pe noi să ne perfecționăm, dacă acordăm mai mult timp metodelor care sunt cele mai eficiente de a învăța cu tare lecție sau domeniul în care noi suntem și să insistăm asupra lor. Și tot trebuie să insistăm și asupra metodelor prin care sunt produse cunoștințele acelea pe care noi le oferim lor. Prin ce metode s-au produs? Adesea și manuale școlare, din păcate, merg pe ideea aceea că a învăța pe copii înseamnă să le învăț teoriile sau, știu, un proces istoric, dacă e o lecție de istorie, teoriile sau procesul istoric pe care ei trebuie să-l învețe. Și foarte puțin atenție se dă metodelor prin care s-au produs acele teorii, de exemplu. Foarte puțin atenție se dă metodei, de exemplu, dom'le, am ajuns la teoria cutare din fizică pentru că s-a făcut, uite, un experiment. Și experimentul înseamnă ce? Păi uite, înseamnă că trebuie să ai o ipoteză. Și uite, trebuie să ai niște
variabile pe care le măsori și după aia compar rezultatul cu ipoteza. Și numai dacă rezultatul e conform cu ipoteza, ipoteza devine o teorie. Dar tu mă înveți metoda experimentală. Mă înveți și că, domnule, unele date trebuie prelucrate statistic. Nu trebuie să mă înveți statistică, dar trebuie să-mi spui că trebuie prelucrate statistic și trebuie să-mi spui că datele alea trebuie să provină dintr-un eșantion semnificativ. Adică, domnule, nu numai câteva date sunt suficiente ca să construiești o teorie, mai multe, semnificative. Îmi spui așadar, care sunt metodele care au stat la baza construcției teoriei respective? De ce e important să-mi spui despre metode, nu numai despre teorie? Pentru că în felul acesta tu îmi dai niște instrumente extraordinare pe care eu le pot utiliza ulterior. Pentru că dacă eu știu metodele prin care s-a construit o teorie, eu utilizez acele metode de a citi prin intermediul acelor metode orice altă informație din domeniul respectiv pe care eu o accesez pe rețele de socializare, pe internet și mai departe. Adică vine cineva și îmi spune, uite domnule, ia ceaiul ăsta că te vindeci de cancer și de tot, de tot, e un panaceu universal. Atunci când, în loc să pun botul imediat la informația asta, eu spun, domnule, dar ai făcut vreun experiment pentru chestia asta? Unde e experimentul? Că altfel nu te cred, domnule. Pentru teoria asta a conspirației care mi-o vehiculez, ai vreun experiment? N-ai. Bun, dar atunci ai niște prelucrări de date? Nu, domnule. Atunci, cine zice, domnule, că e așa? Păi, te-am întrebat niște oameni pe stradă. Domnule, e un eșantion semnificativ? Nu mai știu exact cum e cu calculul eșantionului semnificativ. Dar, domnule, eu știu că de la școală am învățat că nu e suficient să ai numai două, trei mărturii și de acolo dintr-o dată spui că e adevărat ceva. Nu! Că îți trebuie un eșantion semnificativ. Ei, vedeți cum eu mă pot proteja de fake news? Cum mă pot proteja de false teorii? Cum mă învățați pe mine să fac diferența dintre adevărata cunoaștere și falsa cunoaștere? Pentru că atunci când îmi predați deliberat, începe să vă gândiți, domnule, trebuie să dedic un pic de timp și la metoda prin care el poate învăța mai ușor ceea ce eu îl predau și să dedic un pic de timp pentru metodele pe baza cărora s-a construit cunoașterea asta pe care eu predau, teoria asta sau procesul ăsta istoric, nu? Predau istorie și după ce predau istorie, când predau istorie spun, băi, deci ca să stabilești tu, să zici tu ce s-a întâmplat în Dacia Romană, uite, trebuie să utilizezi niște metode. De exemplu, o metodă este arheologia, trebuie să săpăm, să vedem, găsim niște chestii acolo. O altă metodă este să ne uităm la ce au scris scriitorii ăia din vremea respectivă. Uite, mai ales unul, Diocasius, sau unul, nu știu cum îl cheamă, nu? Deci avem, ca să facem o reprezentare despre ce s-a întâmplat în perioada, avem niște izvoare istorice. Ok, și dacă vine după aceea cineva și îmi vehiculează o teorie, cum că în perioada respectivă, de fapt, dacii băteau pe romani și cucereau Roma, eu, înainte de a accepta teoria, să spun, bă, dar tu ai niște izvoare istorice că îmi vehiculez mie teoria asta. Adică devin mai independent în gândire, câștig mult mai mult decât doar spunându-mi voi o teorie. Pentru că mă înarmați cu metodele prin care eu pot să fac diferența dintre adevărata cunoaștere și falsa cunoaștere. Bine. Și asta mă poate ajuta tot timpul. Asta e și o metodă de a lua foarte rapid bloc pe internet. Exact. Deci îl înveți. Exact. 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 Ok? Sigur, cum încep să spui chestia asta, cum e imediat ei? Deci, asta cred că trebuie să facem, să fim conștienți că atunci când predăm, în subsidiar predăm și o metodă de învățare, dar cam face mai bine dacă am acordat mai mult timp să-i explicit, să le spunem, iată care sunt metodele cele mai bune de învățare pentru această lecție sau pentru materia pe care o predau eu și din când în când să le verificăm aceste metode, mai ales pentru cei care au dificultăți de învățare. Că unii au dificultăți de învățare. Vă spun asta și din experiență, pentru că am lucrat acum la un test, l-am adaptat, e un test american, se numește SMALS, prin care poți identifica strategiile de învățare ale copilului și poți vedea unde sunt deficiențele lui de strategii de învățare. Și apoi am construit cu colaboratorii mei o serie de module de învățare multimedia prin care poți remedia unele dintre aceste strategii deficitare de învățare. Și după aia poți să dai testul din nou, să vezi, uite cum erai, uite cum ai ajuns, pentru că ai făcut chestia asta. Vedeți? Deci, de
să vă spun și din ceea ce am făcut, nu vă spun așa numai poezii. Deci, idee. Atunci când predăm, predăm nu numai în conținut, predăm și o metodă de învățare și o metodă de construcție a cunoștințelor. Și trebuie să acordăm mai multă atenție metodelor de învățare și metodelor de elaborare a cunoașterii, de producere a cunoașterii pe care noi predăm. Asta e a doua dimensiune a predării. Deci, predăm un conținut, predăm o metodă. Trei, predăm o atitudine. Întotdeauna când predăm ceva, noi avem o anumită atitudine față de ceea ce predăm. O anumită stare emoțională pe care copiii o asociază cu conținutul pe care noi îl predăm, cu lecția noastră, cu lecțiile noastre. Se face o memorie emoțională. Putem să avem o atitudine neutră față de ceea ce predăm. Predăm și ne facem treaba că am predat corect definiția cu tare, cele patru dimensiuni ale fenomenului respectiv și cele două exemple. Am predat tot ce trebuia, ne-am uitat în manual, da, gata. Dar am fost indiferenți. Ok. Așteptăm noi că dacă predăm indiferenți, ei să învețe cu entuziasm? Nu. Conținutul pe care l-am predat s-a asociat cu indiferență. Se poate și mai rău, ca eu să fiu lehămisit și să vin la clasă și să spun, iar trebuie să predau lecția asta, prostia asta, ăștia îmi dau salariul ăsta de mizerie, mai merită să fiu la școala asta, dar hai să predau și lecția asta și se vede pe chipul meu și pe atitudinea mele lehămiseala. Păi dacă eu predau cu lehămiseală, el poate să învețe cu entuziasm? Cum să învețe cu entuziasm ceea ce eu predau cu lehămiseală? Dar dacă eu predau cu entuziasm? Dacă eu predau cu entuziasm, dacă eu asociez conținuturile pe care le predau cu emoții pozitive, nu neutre, nu negative, pozitive, creez sentimentul de curiozitate, adică sentimentul ăla de insight pe care nu-l pot crea în fiecare lecție, dar îl pot crea din când în când, adică spun ăla, wow, băi, ce chestie mi-a spus, mă. Da? O chestie de curiozitate sau o chestie de mândrie, adică predau ceva complicat pe care nu l-am înțeles eu. Îi mai explic altfel, până când la un moment dat spune am înțeles și are bucuria aia că am înțeles. E o satisfacție a faptului că tu ai înțeles. Și atunci conținuturile pe care eu le predau se asociază cu emoții pozitive, cu entuziasm, cu mândrie, cu bucurie, cu curiozitate. Astea sunt emoții pozitive. În loc să se asocieze cu lehămiseală sau cu indiferență. Da? Și atunci, ce fac? Creez o memorie emoțională. Adică, în capul acelui copil se face o asociere între conținutul pe care îl predau eu și emoția pe care el o trece. Nu trebuie să fie conștient de asta. Se face, creierul o face. E o lege al lui Donald Hebb, se numește cu fire together, wire together. N-are o să intru în detalii de neuroștiințe cognitive, dacă vreți, intru. Deci, se face această asociere. Și atunci, conținutul acela devine un conținut împachetat emoțional. Și atunci, care e efectul? Păi sunt mai multe efecte. Unu, e mai bine ținut minte. Tot timpul, un conținut care are o încărcătură emoțională e mai memorabil decât un conținut neutru. Al doilea efect, angajamentul lui crește dacă e împachetat emoțional conținut. Se vede mai ales la copiii mai mici. Dacă domnul învățător este implicat emoțional în chestia asta, atât îi deplace materia aia pe care s-a luat profesor în clasa 5-a, 6-a, 7-a. Îmi place de materia respectivă, deci că îmi place foarte tare de profesorul ăla, că mă face să mă simt extraordinar la lecția lui. Ok? Și atunci, clar că este mai implicat în memoria lui. Și apoi, al treilea efect este că influențează, deci nu numai angajamentul, cât de tare te angajezi tu, influențează deciziile majore de viață. Adesea iau decizii ce meserie vor face, ce știință vor studia, în funcție de trăirile pe care ei le au la ora profesorului. Nu atât în funcție de conținuturi. În funcție de ce au simțit ei atunci când erau la oră. Wow! Băi, așa ceva! Și acolo vreau să mă duc, vedeți? Adică, dintr-o dată, fac decizii pe termen lung. Angajamente esențiale pentru viața lor. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Ce emoții producem atunci când predăm? Pentru că altfel ne putem concentra doar pe curriculum oficial. Spunem, ok, eu am predat, domnul inspector, uitați, am predat, doamna directoare, am predat, da? Pa!
Dacă am predat indiferent sau lehămisit, nu pot să aștept să se învețe cu entuziasm. Și nu pot ca oamenii să urmeze disciplina pe care eu predau. Să se facă chimiști, biologi, filozofi, istorici și să stea după aia ani de zile și să trudească și unii dintre ei să devină excepționali în chestia aia. Pentru că ne-au avut pe noi cândva. Și i-am trezit o emoție așa. Și emoția aia l-a marcat. Vedeți? Fără să vrem, predăm emoții. Predăm memorii emoționale. Și trebuie să fim atenți. Ce memorii emoționale ajung la copii când predăm. Da? Și în fine, al patrulea lucru pe care îl predăm este un mod de utilizare a cunoașterii. Adică noi putem să predăm lecția și să spunem asta e lecția și după aceea să evaluăm în funcție de cât de corect reproduce lecția pe care, cât de acurat reproduce lecția pe care am predat-o. Asta înseamnă că utilizarea conținutului respectiv este doar pentru ca să iei notă. Asta îi comunicăm elevului. Că doar pentru asta e bună. Da? Am mai vorbit despre așa? Nu. Dar dacă atunci când noi predăm, îl antrenăm treptat, atunci când putem, atunci când avem timp, nu la fiecare lecție poate avem timp, dar din când în când putem să avem timp, îl antrenăm într-o dublă mișcare a gândirii. Într-o mișcare a gândirii care, în primul rând, îl invită să meargă în direcția, domnule, cu cunoștințele astea pe care le am, ce scopuri pot atinge? Ce probleme pot rezolva? Ok? Adică îl facem să înțeleagă că cunoștințele astea sunt bune pentru. Ok? Asta e o mișcare de la epistemic la teleologic, ca să vorbesc așa mai filozofică, e prietenul meu aici. Deci, începe să spune, uite, cunoștințele astea sunt folosite la ceva. Orice cunoștință folosește la ceva. De asta sunt cunoștințe. Cunoștințele nu sunt numai niște adevăruri. Sunt niște adevăruri utile. Astea sunt cunoștințele. Nu neapărat ca să-ți faci o pereche de papuci. Dar ce ne folosește istoria? Istoria ne folosește la faptul că atunci când vine o rudă de-a ta prin oraș și îi spui, uite, vezi, astea sunt niște coloane care sunt în stil corintic și a spune, wow! Bă, ce mișto! Și ai o relație mai bună cu el. De acest folosește să studiezi niște poezii. Păi, tată, poate te îndrăgostești, îi spui o poezie la fata aia. E praf! Ea spune, bă, băiatul ăsta nu arată așa de bine. Bă, dar e primul, singurul bărbat care mi-a spus o poezie, mă. Bă, e altceva, mă, am trăit altceva. Mi-a bătut inima că mi-a spus poezia aia. Că a exprimat printr-o poezie o chestie. Dacă mai are și o mașină mișto. Dacă mai are și o poezie. De acord, dar s-ar putea ca să nu mai bată așa tare inima la mașină, pentru că am eu mașină, care are tata mașină. Și ăla care îmi spune poezii. Deci, vedeți, orice cunoaștere e utilă. Ok? Numai că ei trebuie să-l învățăm. Trebuie să învățăm măcar din când în când. Uite, cunoștințele astea îți folosesc pentru, și spunem pentru ce. Îți folosesc, uite, la ce. Asta e o mișcare de la ce știu la ce scopuri vreau să-mi ating. Dar poți să-l învăț și altă mișcare, inversă. Adică spun, mă, când ai un scop, tu ce scop ai? Ce vrei să faci tu, de exemplu, la vară? Ce vrei tu să faci când ajungi la liceu? Ce te-ar pasiona să studiezi, de exemplu, să-ți cultivi un hobby? Ce te-ar pasiona? Te-ar pasiona ce să faci, să mergi prin peșteri? Îți plac peșterile? Bun! Păi dacă ăsta e scopul tău, ia să vedem, unde găsești tu cunoștințele care, dacă le știi, te ajută să-ți îndeplinești scopul? Unde? Păi într-un manual de geografie, dar numai o lecție este acolo, da, dar după aia te duci la un manual care se numește speologie, dar și după aia la speologie te duci nu știu unde și înveți, întrebi pe nu știu care și mă înveți că pentru a realiza scopuri îmi trebuie niște cunoștințe și mi-arăți unde le găsesc. Poate le găsesc manual, poate le găsesc pe nu știu ce site și tu îmi spui, uite, în site-ul ăla mai găsești și credibil, bă, fii atent. Nu lua de acolo și de acolo, că alea nu sunt credibile. Deci mă vezi mișcarea. Dacă am un scop, trebuie să caut care sunt cunoștințele pe care le pot folosi ca să-mi realizez scopul. Sau, dacă am niște cunoștințe, mă înveți ce să fac cu ele. Cum să le exploatez. Nu numai să le am. Nu e suficient să posedăm cunoașterea. E important cum exploatăm cunoștințele pe care le avem. Nu? Cunoștințele cu cunoaștere este ca și cu orice altă resursă. Degeaba ai resurse. E important să ai resurse, dar dacă nu știi exploata, orașul ăsta are o grămadă de resurse.
Dar dacă nu le exploatează bine, tot sărachie, nu? Deci contează foarte mult nu numai posesia de resurse, ci și exploatarea de resurse. La fel și cu cunoașterea. Contează cunoștințele pe care le avem, dar contează și ce putem să facem, cu cum le exploatăm, cât scoatem din ele ca să se transforme în ceva util. Închei așadar. Trebuie să fim atenți la a-l întrena în această dublă mișcare. De la ce știu, la ce pot face cu ce știu și invers, de la dacă vreau ceva, ce cunoștințe îmi trebuie ca să fac acel ceva. Asta înseamnă să ajutăm foarte mult să utilizeze cunoașterea, să transforme cunoașterea dintr-o cunoaștere inertă, cum spunea Whitehead, un logician de acum vreo 100 de ani, într-o cunoaștere activă, spunea el. O cunoaștere care face ceva. Nu o cunoaștere inertă care stă acolo, rămâne într-un sertar și după ce a trecut examen, nu mă interesează că ce să fac cu ea. Okay? Deci, cred că trebuie să fim conștienți că atunci când predăm, ca să răspund la întrebare, predăm patru lucruri. Predăm un conținut, putem să aducem îmbunătățiri dacă ne gândim că predăm nu numai programa oficială, curriculum oficial, ci integrăm alte programe și îl învățăm pe copil să integreze informația, că informația nu e cunoaștere. Predăm o metodă implicit de învățare, dar putem să aducem o îmbunătățire că explicit îi spunem cum anume să învețe și verificăm din când în când și explicit îi spunem prin ce metode s-a produs cunoașterea pe care eu i-o transmit, ca să-l pregătesc pe el să nu pună botul la toate chestiile care circulă și să gândească critic. Predăm în același timp o atitudine și în mintea lor va rămâne asociat conținutul cu atitudinea și asta îi va determina esențial deciziile majore și cât de angajat este în disciplina respectivă și predăm, fără să vrem poate, sau ignorând câteodată, o utilizare a cunoașterii. De la faptul că predăm zero utilizare sau utilizare de genul cunoașterea asta se folosește ca să iei o nuntă mare, ca să nu te bată măta, la faptul că cunoașterea asta se folosește, uite pentru ce și uite pentru ce și uite dacă ai scopul ăsta, trebuie să cauți cunoștințele, uite acolo și acolo, acolo e sursă credibilă, acolo nu. Astea sunt lucrurile care trebuie să luăm în seamă, cred că tot mai serios atunci când predăm, da? Că predăm un conținut, predăm niște metode, predăm niște atitudini și predăm niște modalități de utilizare a ceea ce predăm. Și dacă suntem mai conștienți de lucrul ăsta, cred că putem să creăm o versiune mai bună decât pentru noi. Ne putem uita la aceste patru dimensiuni, ca și cum ar fi patru dimensiuni, notate de la 1 la 10 și ne putem da, fiecare dintre noi, câte o notă pe fiecare dimensiune. Dom'le, pe dimensiunea conținut, eu de la 1 la 10 ce notă îmi dau când predau eu? Cât? 7? 5? Pe dimensiunea atitudine emoțională sau cu memoria emoțională, ce notă îmi dau de la 1 la 10? Pe dimensiunea utilizarea cunoașterii, ce notă îmi dau? Pe dimensiunea metode de învățare și de producere a cunoașterii, ce notă îmi dau? Și atunci am un status. Fac o, ca și cum ar fi un punct care are patru dimensiuni și stabilesc unde e localizat punctul respectiv. Și spun, băi, eu cam aici sunt. Acum, ca să-mi creez o versiune mai bună despre mine, mă, unde ar trebui să pun eu accentul? Păi uite, eu aș putea să pun accentul pe dimensiunea asta de predări de conținut, că mă, într-adevăr, n-am luat în calcul că ei învață și din alte părți despre exact chestiile pe care le predau eu, iar eu trebuie să le iau în seamă atunci când predau. Sau, eu stau foarte prost pe cuvântul meu, că am patru, la transmiterea de memorie emoționale. Eu vin, stau așa, sobru, îmi țin lecția, sau mai mult, îi sperii pe ea că ia naiba, și atât tremură de frică, învață de frica mea, dar după aia nu mai vor să exact. Audă de materia mea. Și nu mai vor să știe de nimic, de nimic, da? Gata! Spun, am scăpat, Doamne ferește că am scăpat, să nu mai, nu mergem la, să studiem meseria aia, disciplina aia, niciodată. Pentru că tot tremuram acolo, da? Deci fiecare dintre noi se poate evalua pe aceste patru dimensiuni și spune, domnule, acum eu aici sunt. Și după aia poate să lua decizie. Dom'le, eu vreau să fac o îmbunătățire a mea. Unde, domnule? Păi uite pe dimensiunea asta. Ca să ce?
Păi uite, ca anul viitor, dacă mă evaluez tot pe aceste patru dimensiuni, eu însumi, nu trebuie să mă evaluez. Dacă mă evaluez tot patru dimensiuni, domnule, la dimensiunea asta, utilizarea cunoașterii, domnule, de la 2 să ajung la 6. Să dau mai multă importanță chestia asta. Am creat o versiune mai bună a predării. Da? Pot să n-am timp pentru alte dimensiuni, că cine știe, am 2 copii mici sau divorțez sau amanta cuiva coai, dezastru. Am vrut să întreb dacă divorțez pentru că ai 2 copii mici cu amanta, nu? Domnule, aici eu cred că da. Eu am învățat și asta. Asta cred. Și cu asta vreau să închei asta. Dar v-am prezentat aceste dimensiuni. Sigur că unii dintre dumneavoastră, multe dintre aceste lucruri le știți. Am vrut doar poate să nuanțez anumite lucruri, să pun un focus pe alte lucruri, să atrag atenția asupra unor lucruri pe care poate le-ați neglijat. Și să spun, uite, dacă ne evaluăm pe aceste dimensiuni, care se întâmplă în orice act de predare, indiferent unde suntem noi cu mintea, ele au loc. Sunt 4 dimensiuni care se activează în momentul în care noi predăm. Chiar dacă noi suntem atenți cu mintea numai la una, ele tot au loc. Hai să fim atenți la ele, hai să ne evaluăm unde suntem acum și hai să ne propunem o versiune mai bună pe una sau pe mai multe în aceste dimensiuni de acum într-un an. Nu? Mulțumesc tare! O să cer permisiunea să spun și eu 2-3 lucruri. Mulțumim foarte mult, Mircea, pentru... Cu drag. Ca de fiecare dată, din punctul meu de vedere, expunerea clară, convingătoare, susținută științific și mie cel puțin mi-ai activat toate cele 4 dimensiuni ale predării în timpul expunerii. Aș vrea cumva să spun și eu în 2-3 vorbe câteva gânduri ale mele de profesor practician, mai mult sau mai puțin reflexiv, cu aproape 20 de ani la catedră și sunt convins că spunând lucrurile astea voi fi în asentimentul multora dintre colegii mei. Aș adăuga la cele spuse de tine faptul că a preda în felul ăsta s-ar putea, din păcate, să te facă să fii foarte singur într-o școală. Sau printre cei foarte puțini care sunt atenți la acest model multidimensional al predării. Pentru că, din păcate, predarea care e atentă doar la bifarea conținuturilor și la parcurgerea programei este, din observațiile mele, îmi pare rău că multe din observațiile mele au la bază doar intuiții ochiometrice, pentru că, din păcate, noi nu măsurăm lucruri relevante, măsurăm toate prostiile câți elevi s-au înscris la începutul anului, câți erau fete, câți erau fete mari și așa mai departe. Dar nu măsurăm aspecte relevante, cum ar fi, de exemplu, cum se predă sau care e percepția elevilor asupra predării sau care e, nu știu, cum poate fi cuantificată dimensiunea emoțională în predare. Astea ar fi date care ar face minuni, dar nu interesează pe nimeni. Și atunci, asta spun, poți să fii singur. Că poți fi foarte singur pentru că majoritatea celorlalți fac lucrurile altfel și aia este practica organizației și în momentul în care tu, de exemplu, ești atent la îmbogățirea conținuturilor sau la a dezvolta o gândire laterală sau a merge cu elemente emoționale, s-ar putea să primești întâmpinări de genul că pierzi timpul, că vorbești aiurea despre lucruri care nu sunt în programă, că le spui tu chestii așa drăguțe, dar care nu au legătură cu școala și așa mai departe. Și de asta cred că profesorul trebuie să fie foarte conștient și sigur pe el și conștient că pune în practică un model corect. O a doua observație, și atunci, eu și mie mi s-au adus multe întâmpinări de-a lungul timpului și am spus, ok, pot justifica fiecare minut petrecut în clasă din punct de vedere pedagogic oricui. Oricui în orice moment. S-ar putea să greșesc, desigur, nu sunt Mafalda, dar nici nu fac lucrurile arbitrar, ci am în minte ceva și urmăresc ceva. O a doua observație este că atunci când predăm atenți doar la bifarea conținuturilor din programă, și aici o întreagă discuție, de fapt, despre cum citim programa aia, noi nu numai că îi creăm elevului niște așteptări proaste, cum ar fi să primească notă doar pentru că a memorat,
ci noi creăm niște obișnuințe și creăm un ecosistem școlar în care cel care vine să predea multidimensional aproape că nu mai are nicio șansă. Mulți dintre noi ne învăluim în iluzia că dacă noi facem lucrurile bine la noi în sala de clasă, sau mă rog, încercăm să le facem bine, încercăm să le facem cum trebuie. Nu contează ce fac ceilalți, pentru că eu le fac așa cum trebuie. Nu este așa. Există cercetare științifică, și domnul profesor cred că poate confirma, care arată că deprinderile organizației și felul în care arată ecosistemul școlii este absolut crucial pentru eficiența ta în clasă, nu a celorlalți. Pentru că dacă elevul e învățat să ia 10 pentru că memorează la 10 obiecte diferite și vii tu al 11-lea care îi spui că pentru simpla memorare declarativă a unui conținut nu poți să-i dai mai mult de nota 4, pentru că de acolo abia începe învățarea, în niciun caz nu e un final al învățării, elevul pur și simplu o să spună că tu ești la nebun și că ceilalți fac ce trebuie. Și pot da multe alte exemple. Ieri, numai departe de ieri, am intrat într-o sală de clasă, nu spun la ce liceu, dar se poate verifica, cu niște copilași care e ultimul modul și dăm foarte multe teste, după cum știți. Care învățau pentru un test la biologie și, Doamne, ce chin și scrâșne de dinți era acolo, se chinuia unul, făcea, zic, vrei să spui artropode? Așa, sternocleidomastoidian. Da, ok. Și zic, și ce e ăla? Poți să-mi dai un exemplu de artropod pe care tu îl știi în viața de zi cu zi? Nu. A fost, nu că nu știam, am mirat. Elevii nu știu foarte multe lucruri și nu știu că atunci când se uită la gândacul de bucătărie care apare de obicei în baie, se uită la un artropod. Și atunci, de exemplu, cefalopode, da? Care au picioarele acolo unde au capul. Cefalos și pod, da? Da, mă, ce chestie! Chiar a avut reacția asta. De aici vin. Deci, elevul ăla ar putea să ia 10 într-un test. Și în momentul în care eu vin și spun că nu e suficient să pronunțe corect artropod, ceea ce nu prea e așa oricum, se uită foarte lung la mine. Teama, a vorbit domnul profesor despre teamă. Teama, știm cu toții, e frica acum era, e cel mai bun pasnic, nu? Da. Elevilor noștri, din păcate, le este foarte comun și sunt învățați să învețe de frică. Problema nu este neapărat că învață de frică, problema e că ei capătă o deprindere profundă în a învăța de frică și nu mai pot învăța decât de frică. Dacă tu nu îi sperii și încerci să apelezi la motivații mai profunde și la motivații pozitive, cei mai mulți dintre ei o să vadă ora ta ca un loc de respiro unde poți, în sfârșit, să nu-ți faci o temă fără să iei 3. Deci, cred că ce a spus domnul profesor aici, sigur, suntem aici niște profesori, dar o să avem înregistrarea. Filmul ăsta cu el aș începe orice formare inițială, pentru că e despre ce facem când facem în clasă. Și cred că discuția asta ar trebui să aibă loc la începutul fiecărui an școlar între profesori, pentru că dacă facem toți același lucru, eficiența crește iarăși un indice de corelare uriaș între, în ceea ce privește coerența organizației, în privința metodelor și eficiența învățării. Dacă toți facem asta, șansele ca elevii să răspundă sunt mult mai mari. Dacă profesorul care predă așa este un haiduc, lasă-l, e ăla de socio-uman, de filozofie. Că, da, păi el își permite, că e filozofie, dacă era matematică. Aiurea, cei mai mari matematicieni sunt oameni pasionali, sunt oameni care au pus probleme fantastice de ordin filozofic, da? La fel, fizica, Dumnezeule. Generații întregi au răsucit bila aia cu un plan înclinat, da? La mecanică. Dar de ce să nu vorbești de mișcarea planetelor? De ce să ne explici când a dat cu fundul de pământ, asta iarna când a dat pe gheață, a fost gravitație? De exemplu. De ce bila pe un plan înclinat? Am rămas și eu cu niște sechele din școală. Mă rog, n-am să țin o speech mai lung decât domnul profesor, nu asta e ideea, ci ideea e că realmente metodele există.
Dar de multe ori ele nu sunt individuale, ci trebuie să fie asumate organizațional, trebuie să vină cumva și să fie susținute de managementul școlii. Pentru că managementul nostru de multe ori, asta e impresia mea, că managementul în România se ocupă de orice altceva decât de calitatea învățării. Sunt și n-am nimic cu oamenii. E unul din motivele pentru care am invitat sistematic să fiu director de școală, pentru că totuși nu mă urăsc atât de mult pe mine. Să stau îngropat în munții aia de hârtii, să stau cu mâna întinsă la o instituție pentru 3 lei sau să pun un coș de basket, când de fapt în toate sistemele performante sarcina managementului e calitatea învățării în primul rând. Ne uităm la finlandezi. Am tradus cartea unui mare director finlandez. Unul din secrete este faptul că directorul nu face SC-uri și necesaruri de nu știu ce și nu trebuie să dea nu știu ce statistici relevante la timp, ci se ocupă efectiv de felul în care profesorii fac lucrurile. De exemplu. Bun, acestea fiind spuse... Nu vreau să comentez ceea ce spui tu în sensul pozitiv, în sensul că susțin foarte clar ceea ce ai spus tu. Școala e un mijloc pentru învățare. Toată construcția școlară este un mijloc pentru învățare. Scopul e învățarea. De-aia s-au inventat școlile. Ca să optimizăm învățările. Pentru că altfel rămâneam la relația discipol-maestru, dar atunci nu prindeam la învățare atâția copii și așa mai departe. Instituția școlară e o construcție, mijloc, pentru un scop. Scopul e învățarea. Dacă scopul acesta e ratat, instituția e zero. Nu contează care cele mai frumoase săli de clasă, cele mai grozave tablete și calculatoare, cele mai faine coridoare și cele mai multe coșuri de basket. E zero. Pentru că nu-și atinge scopul. Scopul oricărei instituții de învățământ este învățarea. Aia e tot. Dacă acolo s-a ratat tot. Aș mai adăuga iarăși în spiritul ceea ce ai spus. Ce înseamnă învățarea? Înseamnă că pur și simplu noi transmitem cunoștințele care sunt în program. Păi frate, eu sincer m-aș simți un ratat. Adică aș fi profesorul ăla de care zici tu, Dorule, aș spune, bă, eu predau ce e scris în programă, îmi văd de treabă, dau note mari și așa mai departe. Măi, domnule, dar dacă știi că nimic din ce am predat eu nu mai rămâne în capul lor după ce le-am dat testul, că ăia nu o să-și aducă aminte de mine, dar nu generația asta, 40 de generații cât predau la școală, băi, chiar m-aș simți un ratat. Adică ce dracu am făcut cu viața mea, mă? Deci asta trebuie să înțeleagă oamenii. Că toți ăștia care acum merg pe chestii de confort. Bă, eu îmi predau lecția mea, gata, nu mă interesează, îi răspunde ăla, îi dau notă mare, am rezolvat, mie mi-e comod. Ok. Eu vă spun, aș putea spune privindu-i în ochi. Tată, nu vreau să utilizez cuvânt așa mai de jargon, dar ți-ai ratat viața. De ce? Nimeni nu o să-și aducă aminte de tine. Ești complet irelevant. Nimeni nu se aducă aminte că tu le-ai învățat ceva util decât că au învățat de frica ta și își aduc aminte ce frică era și o spună, Dumnezeule, ce frică băgam în aia, detestabil omul ăla, că așa cum îmi aduc aminte că mi-era frică de el. Ah, sigur că lua note mare de frică. Da, dar ești detestabil. Bă, și când te uiți la viața ta înapoi după niște zeci de ani și știm că nu mai poți corecta, că gata, s-a cam dus, pe cuvântul meu că e nasol de tot. Adică i-aș spune, fă chestia asta. Mergi pe chestia confort. Îți garantez eu că o să fii un ratat, că nimeni nu o să aducă aminte de tine, că ești irelevant, tată, existențial. Asta își spune, ferm. Poți să fii așa confortabil și poți să fii tot timpul aliniat la ceea ce spune doamna directoare, care spune, da, poți, dar spune că te ratezi. Și cum o să trăiești tu anii ăia nasoi așa, în care nu mai poți corecta nimic din viața ta? Mă, tată, nasol de tot o să-ți fie. Da, asta e. Nimeni nu te va opri pe stradă, spune, domnul profesor, din cauza dumneavoastră am urmat meseria asta, știți că m-ați impresionat la oră. Nu. Să uită la tine, o să zică, bună ziua, profesor. Dacă o să mai zic, asta o să fie. Zero barat. Ok? Iar ultima chestie care ai spus-o, da, cred că e nevoie de o intervenție multinivelară, adică și școala ca atare, modul de funcție, organizarea școlii, trebuie să transmită mesajele acestea, nu numai profesorul la el la oră. Și atunci eficacitatea este clar că e mult mai bună. Numai că până când așteptăm să se transforme toate școlile, cred că o să treacă mult timp. De aceea cred, Dorule, că
șansa este să continuăm să facem împotriva a tot ceea ce este în jurul nostru, chiar dacă rămânem singuri în cancelare, măcar ca sfidare, domne. Adică, pur și simplu răspund, bă, eu sunt pe invers, bă. Deci, de-aia, bă. Așa am chef. Așa am chef, bă, să fiu pe invers, bă. Am standardele astea. Eu vreau să rămân cu ceva în capul copiilor ăstora, că o să-i doar încot pe ei de disciplinele astea, că o să facă cine știe ce alte meserii. Dar bă, de mine o să-și aduc aminte de ține numai. Nu mai neapărat de mine ca persoană. O să-i marchez ceva în viața lui, mă, o să-l fac să iau o decizie într-un anumit fel, să opteze pentru ceva și nu pentru altceva, și aduc aminte. Și de asta eu continui să fie copsă. A, să zic, așa și... Sigur. Da? Deci, deci cred că trebuie să mergem printr-o, eu am mai spus lucrul, definiție prin contrapoziție. Nu sunt care ca majoritatea. De ce? De-aia. Asta e atitudine, așa, ca frondă. Asta e atitudine profund, da. Filozofică, de fapt. Profund. Da, apare prima oară la filozofi, în special la cinici. Apare, da? Cinicii, apropo, de aia spune mai că cineva care nu pare să-i pese un cinic. Mă rog, cinicii antici făceau gesturi de astea de sfidare. Și eu cred că sfidarea bună în momentul ăsta e să facem lucrurile conștiință profesională. Și da, de multe ori o spun cu toată responsabilitatea împotriva curentului. Clar. Pentru că aici te-aș contrazice un pic, Mircea. Nu cred că oamenii care fac lucrurile așa, cum ai spus tu, ajung să se zvârcolească în niște regrete așa la bătrânețe. Eu am întâlnit mulți profesori. Nu cred că se zbat, că, dar nu cred că duc o viață exact. Fericită. Nu, cred că mulți dintre ei se scaldă în niște iluzii și niște narațiuni pe care și le-au spus toată viața și pe care le întăresc la bătrânețe. Eu am întâlnit, de exemplu, un domn profesor care nu mai trăiește și evident n-am să-i dau numele, care m-a chinuit pe mine și pe alți colegi în mod sistematic în tot gimnaziu, inclusiv prin tehnici foarte rafinate de a produce durere. Dacă credeți că lovirea copiilor e o cale de a produce durere, aș spune că nu. Lovirea e mai degrabă o cale de a-l umili. Există, în schimb, tehnici care produc o durere atroce. Ați încercat, de exemplu, vreodată să vă strângeți de un obraz? Să vă strângeți pur și simplu de un obraz care e o zonă puternic inervată și să strângeți pur și simplu cu putere. E o durere cumplită. Vă vor țâșni lacrimile din ochi. În fine, nu vreau nici să dau idei, cine știe. Așa că mă opresc. Ei, și m-am întâlnit la un moment dat cu acest domn profesor pe stradă și dânsul m-a abordat și era foarte mândru de contribuția dânsului la formarea mea. Foarte mândru. Și am vrut să... O clipă am ezitat. Dacă să-i spun adevărul așa cum îl vedeam eu, sau nu. Am decis să nu-i spun pentru că mi s-a părut o cruzime inutilă și exact asta am... Dacă am învățat ceva ca profesor de la oamenii ca el, a fost să nu fiu crud și să evit cruzimea. Mai fac o mică observație. Am ajuns, vă spun cu mâna pe inimă, să am o reacție aproape viscerală împotriva ideii de premii la Olimpiadă. Nu pentru că am o problemă cu copiii premianți, eu însumi am avut copii la Olimpiade Naționale, chiar în trecut am luat o mențiune la Olimpiada Națională, nu despre asta e vorba. Dar faptul că premiile la Olimpiadă au ajuns pentru școli întregi să fie singura rațiune de a exista, singurul lucru care ne justifică munca, singurul lucru la care reacționăm cu toții prin felicitări, e, din punctul meu de vedere, cumplit. Dacă școala există numai pentru acei trei olimpici, 5, 16, 23, atunci nu e chiar inutilă, dar e quasi inutilă. Vreau să văd și eu felicitările și aplauzele pentru copilul ăla adus de la 3 la 5 pe bune. Pentru copilul ăla care era semi-analfabet și acum a citit primul roman din viața lui. Pentru că, da, exact cum spunea domnul profesor, când lăudăm doar performanța, avem atâtea gale ale performanței în oraș, da? Atâtea premii, toată lumea se înghesuie să se pozeze cu premianții, toată lumea dă premii. Și nimeni nu premiază profesorii care iau un semi-analfabet și îl fac să citească o carte, deși oamenii aia duc greu, cumplit al educației. Și da, când lăudăm doar
premiile, predăm și o atitudine. Absolut. Predăm și niște valori, predăm ceva despre ce contează cu adevărat. Era și un banc. Mamă, deci eu de ce ar trebui să învăț la matematică? Pentru că într-o zi, dragul meu, o să ai și tu copii și va trebui să-i ajuți la teme. La rândul tău. Sunt multe lucruri, sigur, domnul profesor Mircea Miclea le spune oarecum mai științific și mai riguros, eu fiind mai socio-umanist, așa le zic mai cu, poate mai metaforic și mai literar, dar sunt multe lucruri dureroase atinse aici, pentru că știm asta în practica școlii. Încă două observații, după care vă invit cu mare drag și prietenie să participați la dialogul nostru și să puneți întrebări sau să aveți intervenții. Două lucruri vreau să mai spun foarte repede. Unul dintre ele este legat de faptul că în general noi vedem și reacționăm doar la efectul de suprafață. Intrăm în clasă, toți facem asta. Eu nu m-am scos, să știți, niciodată când am formulat o critică, n-am zis voi. Niciodată. Întotdeauna am zis noi. Am un principiu în viață și am zis nu poți fi critic cu nimeni altcineva dacă nu ești de două ori mai critic cu tine, întâi de toate. Noi vedem de multe ori efectul de suprafață. Intrăm în sala de clasă și știm toți că așa pățim toți, indiferent că predăm la colegii naționale sau în mediul rural, că găsim mult dezinteres la elevi, că găsim elevi cu ochii în telefoane, plictisiți, da? Că și atunci când predăm bine, multidimensional și cu ochii pe toate dimensiunile, rare ori reușim, cel puțin în primă fază, o captare masivă a atenției. Dar ne grăbim foarte mult în momentul în care venim și spunem copiii din ziua de asta, dacă nu vrea să înveți, eu ce să-i fac? Păi aia e. Faptul că dezinteresul lui e suma unui cumul de factori, nu e suficient să-l constați, ci trebuie cumva să vezi de unde vine. Iar unii dintre factorii ăștia, nu toți, evident, dar unii dintre factorii ăștia chiar stau în puterea noastră. Și s-ar putea ca atunci când facem mai bine ceea ce stă în puterea noastră, să vedem niște mici ameliorări. Și aici al doilea lucru pe care vreau să-l spun și cu care o să și închei, și unul din motivele pentru care admir atât de mult discursul public al domnului profesor Miclea, că deși vine dintr-un mediu universitar și dintr-un mediu de cercetare, bine, m-a și chinuit un pic pentru că eram în liceu, citeam psihologia cognitivă apărută la Polirom, care e altfel, e cu tot o altă abordare decât aia pe care noi o predăm și acum, pe procese cognitive separate, etc. Dar ce mi-a plăcut foarte mult e că, deși domnul profesor vine din mediul universitar, deși este obișnuit să măsoare, să aibă cifre, să lucreze cu procese controlabile, să lucreze cu statistică, să lucreze cu metode de verificare și mai departe, nu e nici pe departe în discursul dumnealui vreun fanatism al procesului și al măsurării. Cred că una dintre cele mai nocive idei din educație, și aici sunt împotriva curentului, este că putem face educație prin procese perfect controlabile și perfect măsurabile. Da? In, out. Știi ce ai băgat? Trebuie să obții exact asta. Nu, asta poate merge la Logan. Totdeauna o să iasă un Logan. Sau la boabele de porumb. Sau la boabele de porumb. Dar când e vorba de oameni, sigur că poți și e bine să măsori foarte multe lucruri, să pot măsura în educație, nu mă înțelegeți greșit. Dar rezultatul final, felul în care atingi tu omul ăla într-un mod semnificativ, felul în care îi insufli dragostea de profesie, felul în care, bine, eu aici am mereu rețineri, că mă gândesc dacă s-o face unul profesor, doamne fel. Glumesc, am mulți foști absolvenți care au făcut psihologie sau au făcut obiecte socio-umane și mi-au spus că a contat și faptul că au făcut cu mine. Dar felul în care tu ajungi în mod relevant la omul ăla e un proces la limita haosului. E un proces care implică foarte mult hazard. E așa cum nu merge, după ce ai zis poezia domnișoarei respective, așa cum nu merge cum să o cucerești în 10 pași. Nu merge. Pe bune. Clar. Mi-a zis un elev de-al meu că el de obicei sare direct la pasul 9. Așa cum nu funcționează un algoritm perfect
ci poți să-i dai niște hinturi, așa nu va funcționa niciodată procesul educațional ca un proces perfect controlabil în care măsori și controlezi fiecare variabilă. Cu alte cuvinte, da, uneori o să eșuezi, cu alte cuvinte, da, uneori nu o să ajung la ei, cu alte... Ok, eu cred că din arta profesorului face parte și acest dat cu cap în zid, această artă a răbdării aproape infinite. Și, până la urmă, și o puternică componentă teatrală, pentru că, da, eu sunt perfect conștient că trebuie să livrez entuziasmul și motivația mea, deși eu nu sunt neapărat foarte entuziast în momentul ăla. Poate că sunt obosit, poate că sunt, dar și în momentul în care vin și spun că sunt obosit, pot să o fac cu patos, ca un om care îi pasă. Și nu doar să mă scurg ca o chestie cinică și epuizată în fața lui. Putem ajunge acolo, suntem oameni, dar atunci e un gest de bun simț să-i lăsăm pe alții din urmă, care mai pot încă. Asta am vrut eu să spun și vă rog din suflet, dacă sunt intervenții, cu mare plăcere. Vă rog. Avem și un microfon în principiu. Dar acum suntem profesori toți și avem profesori. Stați, doamne, că altfel mă ridic și eu o picioare. Mă ridic și eu. Stați, stați, eu când predau. Profesor, mine a primul să lumână. Mai mulți ani, 30, când am făcut pregătirea pentru revenit de bat la Cluj. Eu mi-am absolvent de facultate de fizică atomică la București, dar găsind un post unde era și tren la Cluj și atunci am făcut un lucru. A fost excepțional. Eu veneam de la o școală de disciplină socio-umane predată la Facultatea de Fizică de persoane care erau un pic mai outsider, așa, acolo lor era repartizată Facultatea de Fizică, dar și celebrul profesor Ilie Pârmu, da, care s-a ocupat de epistemologie, da, 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 că ați făcut referire. Am avut profesor minunat, dar școala de la Cluj m-a impresionat foarte mult și cursul dumneavoastră. Deci nu să vă echipuiți profesorul Mică, a putut de la într-o formă și un proverb excepțional. Dacă îmi dați voie să fac o foarte scurtă precizare, eu am terminat facultatea la Cluj. Am fost student acolo între 97 și 2002. La filozofie. Dar domnul profesor era legenda. Era absolut legendar, inclusiv la filozofie. Noi la filozofie cam disprețuiam psihologia, așa. Se părea o chestie minoră, așa. Dar să știți că domnul profesor era legendar, în special printre studente, mi-a aduc aminte. Ce vremuri bune! Erau vremuri bune! Domnul care apoi a devenit decanul facultății, deci l-am avut pe domnul Mitrofan la psihologie, e un alt profesor excepțional, dar domnul Pârmu este mult peste. Sigur, sigur. Adică se veneau poate trei sau trei cursuri la domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați venit, că v-ați făcut timp să veniți la noi aici, în Galați. Părerea mea este că nouă ne lipsește foarte mult colaborarea cu mediul universitar. Vă spun de unde plec. De ce am venit la această întâlnire și din considerente emoționale, așa, dar vreau să mă întâlnesc, că v-am citit și eu intervențiile dumneavoastră pe parcursul timpului. Dar, pe de altă parte, este această concepție pe care o am eu și pe care mulți dintre colegii mei o avem, că suntem sătui de cursuri de formare, unde formatorii sunt niște ONG-iști care nu au predat nicio oră de curs și care vin nouă să ne spună cum e cu școala. Așa e. Le facem că trebuie, știți cum e. Da, așa aveți un număr de credite. Noi nu știm cu cine. Cursul este oferit, nu știi cine este formator. Noi ne ducem pentru temă. Vrem să interacționăm și cu astfel de categorii de oameni. Nu ne deranjează. Ei vin cu altă experiență. Vedeți, vin cu... Eu mi-am notat foarte atent ce a spus. Vin cu acele alte curriculumuri, știți? Și ne îmbogățesc experiența. Totuși, contactul cu lumea didactică universitară este diferit. Și noi aspirăm de foarte mulți ani spre aceasta și propunerea mea la toate întâlnirile de acest gen a fost să preia universitatea aceste activități de formare. Deci noi vrem să dialogăm cu personalități din lumea didactică universitară. Acele cursuri pe care le-au făcut la Cluj au fost remarcabile. Au fost și pe nivelul disciplinei mele, dar și la dumneavoastră, deci au fost un prilej pentru noi de a ne perfecționa în adevăratul sens al cuvântului. Da, profesor, aș pune numai și pe aia, vă rog să continuați.
Mi se pare că e o idee bună cu condiția, acum eu vă spun și din interiorul mediului universitar, sunt atât de mulți oameni parașutați acolo, care predau pedagogie, dar n-au fost în viața lor într-o sală de cancelarie, care habar n-au ce înseamnă să predai. Eu când cred că cum am predat dumneavoastră, veneam după 3 ani de predare în școala numărul 8 Turda, unde, Dorule, aveam satisfacția pe care tu o spui. Deci era 1992. Exact. Unde aveam satisfacția. Eu lucram cu cele mai slabe clase din școală și cu cele mai bune clase din școală. Dar aveam cea mai mare satisfacție era că după ce terminam orele, ăia nu mai ieșeau să dea cu bâta în cap după bloc cuiva. Pentru că învățau ceva de la mine. Aia era marea mea satisfacție. Deci vreau să zic, veneam de acolo și atunci știam ambele lumi. Lumea asta academică și lumea asta care e reală și tot timpul, și cred că sunt total de acord cu dumneavoastră, cu condiția, asta trebuie să puneți o condiție ăstora și ăstora de la universitate, vă spun acum, să spuneți, bă, să vină la noi ai universitari, dar unii care știu ce se întâmplă și în sala de clasă, că altfel iarăși o să vină așa și o să vorbească cu istoria, nu cu dumneavoastră. O să vorbească așa cu orizonturile. Știți, cred, că i-ați văzut și pe din ăștia. Da, adică asta ar fi da. O opinia mea. Da, nu, dar susțin chestia asta. Cred că ar fi binevenită treaba asta, știți? Și universitarea ar putea să vină și să ajungă și dân și să beneficieze din auditoriu. Absolut. Absolut. Ar fi o experiență benefică. Absolut. Dezbaterile trebuie să fie foarte aplicate și cu efect. Propun, eu mi-am notat aici câteva lucruri, propun să abordăm niște lucruri legate de ce ați prezentat dumneavoastră, în ideea de a ne ajuta să ne îmbunătățim. Adică, mă duc la problema programei, la conținuturilor. A fost prima problemă abordată de dumneavoastră. Ne-ați recomandat să creăm un model mental, să avem în vedere crearea unui model mental. Tot ceea ce a spus dumneavoastră, eu am încadrat la partea aceasta de dezvoltare a aptitudinilor lor de muncă intelectuală. Ați răspuns multe lucruri legate de, practic, zic eu, de o disciplină. Noi trebuie să avem în vedere că pentru acești copii nu trebuie doar o petardă, ci trebuie un proces continuu. Corect. Adică corect. Asta ar însemna să ne facem noi un plan în direcția aceasta. Fiecare la disciplina lui, nu? Să... Asta am înțeles da. Eu din ce dumneavoastră, nu? Adică nu o lecție sau cum facem noi, ne apucăm să învățăm engleză. Dar eu n-am făcut engleză la școală, am făcut francez germană. Și de câte ori mă apuc, fac 2-3 lecții, mă las, și urmă peste un an, doi, iar găsesc caietul, iar mă apuc și așa mai departe. Deci trebuie această mință, e greu de format la elev, această capacitate de a stărui, de așa a face lucrurile. Nu știu, acum eu am citit undeva treaba aceasta și vă rog să-mi spuneți dacă este adevărat ce am citit eu. Spune așa, că motivația, dorința de studiu a copilului este asigurată de 3-4 profesori remarcabili. Așa este? Adică din cei 14 care sunt în catalog acolo, eu vă spun acum realitatea din școală, domnul Căstăian știe, eu am și o funcție administrativă, sunt director la liceul Rapoport, sunt director ajunte la liceul Rapoport, sunt niște interlaturi pe care l-a absolvit domnul unde Căstăian. Am terminat. Dar adevărul este că și cunosc ambele părți ale activității. Vă spun sincer, noi nu avem de profesor remarcabil din aceștia, cum spuneți dumneavoastră, care să aibă în vedere toate aspectele și care se duce într-o cadrare, astfel încât să ridici toate clasele. Este adevărat, numărul ăsta există în literatura de specialitatea noastră? Literatura spune așa, că fiecare dintre noi suntem media a 5 oameni relevanți pentru noi. Deci trebuie să ridic. Da. Dar se referă și se referă nu neapărat la profesor, doamne, sau se referă și la prieteni, de exemplu. E un studiu, deci, nu mai știu, putem să ne nu vine cap acum autorul, dar e un studiu publicat 5. Fiecare dintre noi suntem media celor 5 cei mai relevanți pe prieteni pe care avem. Cei mai relevanți, nu aia care sunt 5 persoane care sunt pe unele, n-avem ce face, trebuie să le cărăm cu. Decizia pentru carieră a venit într-un fel foarte alarmant.
la fizică am avut niște profesori care nu mi-au plăcut. Adică am reacționat, am vrut să fac altfel, să fiu altfel decât dumneavoastră. Dar de ce fizică? De ce fizică și nu, nu știu să spun, istorie, geografie? Pentru că mama mea a fost profesoară universitară, deci Nestorciu Mare, a predat economie, dar nu e acum economie generală, dar și economia politizată. Și mi-a spus, nu fă asta pentru că vei fi sub vremă. Fă un obiect așa-i. Unde predarea nu este sub vremă. Așa-i. Iar când vroiam eu manuale, spuneam, vezi că domnul rector e ideal o fată care a făcut litere. Și după ce a ieșit din funcție, nu m-a mai cunoscut nimeni. Fata face o navetă la nu știu câți nu te cunoște nimeni, nu faci nimic cu litere. Așa-i. Asta era vremea. Majoritatea colegilor mele s-au făcut ingineri. Deci noi venim dintr-o altă realitate, da, a sistemului educațional și suntem acum în 2023 totuși cu totul. Așa-i. Deci până și noi, noi ar trebui să ne reconstruim mental. Lună de lună, an de an, etapă de etapă. Deci am parcurs enorm de multe etape față de unde am plecat noi. Deci, eu aș spune, odată la 10 ani, așa, plus minus, luați-o cu aproximare, cred că e o datorie de igienă mentală pentru noi. Ca, așa cum știți, facem igienă fizică, avem nevoie și de igienă mentală. Și unul dintre exercițiile de igienă mentală pe care le-aș recomanda toată lumea este că odată la 10 ani să-și ia un timp mai lung, eventual să stea singur, plece undeva, și să reflecteze la el. Pentru că în 10 ani se schimbă multe. Ni se schimbă propriul corp. Nu mai e cum era înainte. Se schimbă lumea din jurul nostru. Nu mai e cum e înainte. În 10 ani se vede. 10 ani plus minus, cum am spus. Se schimbă și atunci trebuie să vedem dacă asumțiile în baza cărora noi am luat niște decizii acum 10 ani, să trăim într-un anumit fel, să predăm într-un anumit fel, să relaționăm mai sunt viabile acum sau am rămas confiscați în niște asumții, lumea s-a schimbat, corpul nostru s-a schimbat și noi tot așa mergem. Și atunci cred că e un exercițiu de igienă mentală de a reflecta asupra noastră și de a spune, domnule, ce e mai valabil din angajamentul meu existențial de acum 10 ani în următorii 10 ani. Pentru că se mai întâmplă încă ceva. În 10 ani, după cum știți, și mai ales și dumneavoastră, doamnă profesoară, sunt sigur că predați foarte bine. În 10 ani se întâmplă următorul lucru. Dom'le, lucrurile care îți dădeau satisfacție cu 10 ani înainte, nu-ți mai dau atâta satisfacție. Adică una e să rezolvi pentru prima dată sau primele dăți o problemă cu care te confrunți și îți dă bucuria aia că ai rezolvat-o. Și te gândești, wow, uite, ce bună, e ok, am rezolvat-o. Dar după aceea a rezolvat a doua oară, a treia oară, a 15-a oară, a 200-a oară. Poate o rezolv chiar mai repede, poate o rezolv chiar mai bine, dar își pierde din potențialul ei de sens. Nu mai are atâta sens. Și atunci, inevitabil, intrăm într-o criză existențială. Odată cam la 10 ani, începem să ne simțim că ceva nu-i bine în viața noastră. Și asta pentru că chiar lucrurile care le facem foarte bine, cândva ne dădeau satisfacție, după 10 ani tot făcându-le, își epuizează potențialul de sens și de satisfacție. Și de asta aș recomanda, așa, pentru toată lumea, odată la 10 ani, să mergem undeva, nu ne luăm telefonul cu noi, nu ne luăm nici măcar o carte bună de citit. Stăm așa și ne uităm la cer, stăm, umblăm cu noi, facem o drumeție mai lungă de niște zile, mergem pe un camino sau pe... Nu mult, dar să stai tu cu mintea ta și să gândești. Deci, acum eu am trăit în ultimii ani în baza unor angajamente, unor decizii. Mai sunt valabile, domnule. Pentru că, uite, corpul meu nu mai e ca acum 10 ani, lumea din jurul meu nu mai e ca acum 10 ani, lucrurile care îmi dădeau satisfacție acum 10 ani, nu mai îmi dau atâta satisfacție, sau îmi dau și tragem în linie și spunem, ok, și acum următorul salt care? Deci cam asta ar fi o chestiune, un exercițiu bun de igienă mentală. Cred că dincolo de faptul că ar fi o mare dovadă de onestitate intelectuală și existențială, cred că e și una din modurile de a nu te acri în meserie. Pentru că dacă rămâi pe aceleași scheme cognitive, vă mărturisesc că există un singur tip de adunare publică de care mă tem și aia este adunarea profesorilor. Deci am vorbit în fața multor categorii de public, uneori profesori, de foarte multe ori sunt oameni extrem de calzi, dar și când vor să te înghețe,
Nu există dispreț mai bine exprimat așa decât figura noastră. Mă rog, asta era o observație. În, încercați să țineți un curs de format. Renault are 15 lic, blochează o ieșire. Renault are 15 lic. E cineva de la noi? Nu, poate să o ridici. Doamne, profesor, continuați, vă rog, că am mai vrut să spun ceva. Da, numai o secundă să termin ideea și asta spun că e inevitabil, dacă rămâi cumva captiv în aceleași scheme, în aceleași idei, în aceleași modele mentale până la urmă, ele să inevitabil nu vor mai funcționa. Da. Și ajuns să dai vina pe lume, pe univers, pe copii, pe miniștri, pe... mă rog, acolo e ok. Și așa mai departe. Dar, de fapt, problema e funcțională. Pur și simplu structurile tale nu mai sunt cele corecte. Eu am făcut intuitiv multe din lucrurile despre care vorbește domnul profesor, le-am făcut intuitiv, nu pentru că am citit neapărat despre ele. Și mi-am dat seama că lucrurile... În primul rând mi-am dat seama în ce situație amuzantă sunt. Când eram mai pe la începutul carierei și făceam lucrurile cu mult entuziasm și cu multă, hai să spunem, aproape orbire, entuziast așa, nu mă lăuda nimeni. Acum când sunt obosit și uzat și turtit în toate felurile, toată lumea spune ce tip entuziast sunt și așa mai departe. Bun, dincolo de partea amuzantă, mi-am dat seama că multe din lucrurile cu care eu am lucrat ani întregi ca să-mi țin elevii aproape și interesați, azi nu mai funcționează. Vă dau un singur exemplu. Eu nu cred că poți să fii profesor fără să ai autoritate. Adică să există o asimetrie în direcția profesorului. Nu cred în modelele egalitariste în care toți suntem prieteni, buddies, profesorul e doar un coach. Poți fi apropiat, dar aia nu-ți ia autoritate. Și cred că autoritatea asta poate să vină pe mai multe filiere. Poate fi o autoritate strict formală. Eu sunt director, te halesc de viu. Sau eu sunt profesor, eu am catalogul, te-am mâncat. Poate să fie o autoritate care vine social. Pur și simplu societatea prețuiește meseria asta și nu e cazul, după cum știți. Eu am mizat pe o autoritate epistemică. Adică am mizat pe faptul că știam lucruri, că aveam o cultură peste medie pe care am încercat să o țin peste medie și chestia asta impunea respect și atrăgea pe elevi. Ori, sunt studii care arată că generațiile actuale nu mai răspund la chestia asta. Nu mai răspund. Și nu o să mă duc să plâng într-un colț că ei nu mai sunt impresionați. Că dacă acum 20 de ani îi spuneam de o marcă am sau îi povesteam despre Einstein sau îi spuneam niște chestii foarte tare, elevul ăla intra în flux cu mine și era minunat, iar ăla, cel de azi, ar putea să mă întrebe, ok, și la ce folosiți toate chestii astea? Eventual să zâmbească așa amuzat și să spună, chiar m-a întrebat unul de ce nu-mi fac stand-up comedy. Bine, m-au întrebat la un moment dat și de ce nu m-am făcut bodyguard, adică în principiu orice e mai bine decât... Ideea este așa, pot să mă duc acasă și să plâng într-un colț și să spun ce generații nasoale, nu, cum nu mai prețuiesc ei genialitatea și cultura și profunzimea mea, sau pot să iau act de faptul că așa sunt și să încerc să vin către ei cu niște lucruri la care răspund mai bine. Sigur, opțiunea mea valorică pentru cultură rămâne. Da, scuze, eu am și terminat intervenția. Da, vreau să mai avea așa de zis. Da, păi eu am luat o ordine așa, curios. Da. Sunteți profesor. În istoria fizicii, noi avem timp alocat, practic, timp. Avem un conținut, prezentarea raționamentelor care au dus la apariția unei teorii. În ce privește personalitățile din știință, din fizică, sunt doar nominalizate. Sigur că profesorul poate să solicite sau să prezinte personalitatea mai la moment, în ideea de a prezenta modele. Noi trebuie să oferim și modele, să nu uităm treaba aceasta. Da. Fizica are un caracter privilegiat în sensul că aduce în fața elevului realizări remarcabile de undeva către, chiar de la finele secolului al XX-lea. Eu am studiat prin natura funcției mele și curiculumurile de la alte discipline și am observat că biologia nu face aceasta,
chimia nu. Cu alte cuvinte, rămân undeva ancorate în secolul 18-19, cu prezentarea istoriei disciplinei și a oamenilor importanți, iar apoi nu nimic. Adică nu aduce în atenție metoda, creatorul. Aici, și cred că e greșit. Eu cred că este în cred că se poate îmbunătăți. Aici, da. Se poate îmbunătăți, da. Mai ales că ceea ce a plecat de la gimnaziu, că noi facem, eu zic, Constituția aplicată acum, că profităm de prezența dumneavoastră, la gimnaziu, manualele au fost refăcute și ideea de la care se plecă este aceasta, de a crea mai multe competențe elevilor, printre altele și prin aceste lucruri. Din nou vin cu ideea și cu rugămintea. Încercați să interveniți în elaborarea curriculumurilor. Adică la liceu nu s-a creat încă noua programă. Da, trebuia creată de multă vreme. Domnul profesor, nu trebuie lăsată la latitudinea a 10 profesori de la disciplina fizică, selectați. Nu știu, mă rog, selectați într-un mod, nu știu, eu nu cunosc cum se face selecția, sunt niște propuneri de la nivelul inspectoratelor. Și apoi toată lumea spune, dom'le, dar a fost comisie reprezentativă a disciplinei voastre, sunt oamenii voștri acolo. Da, dar nu sunt cei mai buni. N-au o viziune, n-au așa. Deci ideea este următoarea, veniți dumneavoastră din nou, rugăm, rugăm, lumea universitară, interveniți dumneavoastră, aveți o altă viziune, alte idei. În ce privește atitudinea? Vreau să vă întreb și să-mi explicați și mie, apropo de ceea ce se întâmplă, cum ne prezentăm noi, v-a spus și domnul profesor, sunt foarte mulți colegi de mei, foarte valoroșenci. De ce apare această diferență și nu vorbesc de elevi care sunt la extreme, cum ați prezentat dumneavoastră, cei foarte buni, cei foarte slabi. Vorbim de elevi care sunt în vârf, cei de la colegiile naționale, cum este de la colegii Vasile Alexandru, din domnul profesor Corbu sau domnul profesor Corbu Satanasiu. Deci, și eu sunt de la un liceu foarte bun, al patrulea liceu pe județ. Deci, liceu foarte bun. Totuși, nu avem performanța de la Vasile Alexandru și ce vreau să vă spun? Facem eforturi foarte mari pentru a transmite elevilor cunoștințe, iar rezultatul nu este atât de bun, cât este dincolo, unde se merge pe metoda aia mai dură. Știți, aruncăm copilul în apă și vedem cum se descurcă. Eu, fata mea care a terminat Vasile Alexandru, a zis că dacă a terminat CNB-ul, poate să prălesească o luni din luni în orice condiții. Vedeți, așa termină ei liceu. Au zis că, dom'le, dacă termin, că ăsta a fost valizat la orice. Deci, atât de... Da, altfel guști viața după ce ai terminat liceu. Atât de dură este abordarea. Pe când la noi, noi mergem cu da, poate rezultatul la examene, dar... Spuneți-le dumneavoastră abordarea dumneavoastră ca specialist. Ce trebuie, unde greșim și ce trebuie să facem? Dar de ce credeți că greșiți? Cred că nu e greșeală. Urmări și rezultatele pe termen lung? Da, eu cred că nu e greșeală. Eu cred că e o chestiune legată de metrică. Dacă utilizez doar metrica aceasta, cine câte olimpiade a câștigat sau cine câți ele... De stilul ăsta. Deci, a fost în pandemie interzise, a fost cel mai bine. Da. Au fost 2 ani bun, din punctul ăsta de deci, știți că au fost și niște... Au fost online, Că trebuie, apropo de măsurări, trebuie să utilizăm și metrici pe termen lung a efectului unui liceu, dacă vrem să vedem valoarea unui liceu, de exemplu. Adică, ce s-a întâmplat și unde au ajuns oamenii de la dumneavoastră și unde au ajuns oamenii din altă parte, pentru că atunci ați vedea că nu greșiți deloc în ceea ce faceți, pentru că făcând în felul acesta, cred că mintea lor e mai bună decât ideea asta că gata, m-ai făcut, m-ai băgat într-un malaxor acolo și eu dacă am rezistat, rezist oriunde. Nu cred în antrenamente de genul acesta. Poate să funcționeze pentru o minoritate. Nu cred că funcționează pentru majoritatea. Și cred că educația și școala este în primul rând dedicată pentru majoritate. Pentru că niște vârfuri pot să învețe în orice condiții. În orice condiții. Ei sunt supradotați, ei o să învețe și dacă stau la lumânare, tot o să învețe foarte bine. Nu acolo este. Școala trebuie să țintească majoritatea. Ce face cu majoritatea? O ridică de la
nivelul A la nivelul B. Aici este măsura și nu ce face cu niște oameni care sunt excepționali, care oriunde ar fi excepțional. Nu e efectul școlii, e efectul lor, a capacităților de muncă, a modului în care vrem minge. Da, absolut. Păi cine știe, cine vede formularele alea? Deci la noi este apreciat omul arogant, care nu așa, nu omul cald, plăcut, care comunică. Acela este mai bine văzut decât și profesorii care știm că fac activități din acestea, plăcute, drăguțe, sunt splendru, dar de calitate și profesor Valoroș nu a primit așa un tip de pozitiv. Deși erau anonime, erau așa, nu vedeam. Părerea mea e că le... teamă, nu. Ceea ce spuneți, acum poate mă înșel eu, dar ceea ce spuneți, cred că n-are, nu cunosc mai... Bineînțeles, bineînțeles. E o neîncredere în anonimizarea datelor, pentru că eu, din ce știu, toate cercetările din psihologie arată că oamenii buni, calzi, empatici, corecți, echitabili, da, și așa mai departe, sunt mai apreciați decât cei care seamănă frică peste tot. Eu nu aș ști să... Da, doamnă director, vă propun să faceți următorul lucru. Luați o generație la întâlnirea de 10 ani. Întrebați-i care sunt profesorii care le-au marcat destin. Și cred că o să primiți un alt răspuns. Nu ăia la care au tremurat tot timpul. Nu cred că o să răspundă, uai, ăștia mi-au marcat destinul. Bine, eventual în sens negativ. În sens negativ. Am făcut orice să nu fiu ca ei. Da? Deci atunci avem o metrică longitudinală. Deci nu numai acum ce părere am. Nu, trece vremea. Se întâmplă lucruri cu mine. Se văd efectele lucrurilor care le-am învățat în liceu. Luați generație de generație, la întâlnirea de 10 ani, să zicem, și întrebați-i. Ia să vedem, hai să facem un sondaj, care au fost profesorii care v-au marcat cel mai mult modul în care voi vă trăiți viața, modul în care voi vă raportați la alții, modul în care vă faceți meseriile, ce meseriile faceți, cât de bine le faceți și scrieți după aceea despre unul sau doi profesori care simțiți că chiar au fost diferiți. Și eu vă garantez că nu o să spună că ăia care i-au terorizat sunt aia. Deci, da, vă propun exact acest experiment. Uite, chiar și eu sunt interesat de chestia de genul ăsta. E o analiză longitudinală. Da, așa e. Așa e. Decât efectul muncii în sistemul de învățământ. Suntem oamenii care primim ceea ce am obținut în interior. Deci undeva așa. Tot putem să avem câteva... Da, eu cred, dacă îmi dați voie, că o problemă este și faptul că sistemul recompensează strict numai anumite lucruri. Pentru că multe din lucrurile bune pe care le putem face în școală nu sunt pur și simplu recompensate, nici măcar la nivel uman. Nu există în fișele de autoevaluare, nu există în gradațiile de merit și așa mai departe. Plus că e mult mai greu din punct de vedere psihic și psihologic să urmărești niște scopuri mai volatile, da? De exemplu o anumită, nu știu, să cultivi bunătatea, de exemplu. E un scop volatil și nemăsurabil, dar fundamental. Să pui un premiu pe masă e o chestie concretă, se vede, primește număr de înregistrare. Și de multe ori cred eu că profesorul, așa cum îl văd eu, e modelul meu mental, profesor. Profesorul bun este cel care e în stare să pună scopurile alea volatile, dar fundamentale, înaintea alora nevolatile, dar care sunt secundare. Niciunul dintre noi nu și-a ales, cred, lucrurile și oamenii fundamentali în viață. A făcut cineva tabel cu plus și cu minus pentru alegerea partenerului de aici? Ok. Să știți, Darwin a făcut-o, da? Așa și-a ales. Prost, a ieșit prost, dar s-a căsătorit. După ce a ieșit cu minus,
să se căsătorească, totuși s-a căsătorit. Deci nici măcar Darwin n-a dus până la capăt. Vă mulțumesc și pentru că mai avem neapărat foarte mult timp și zic să fie, să dăm posibilitatea și altor colegi să intervină. Vă rog să o faceți. Diana, vrei să spui ceva la un moment dat? Nu, vreau să salut pe domnul profesor, mă bucur că a venit la Dalați și mă gândeam pe parcursul carierei mele cum au marcat întâlnirile dumneavoastră. Astăzi, din păcate, s-a suprapus în alt eveniment o lansare pentru o linie de finanțare pe proiectele transfrontaliere și iată, împotriva, apropo de valori și cum se schimbă lucrurile la 10 ani, nu credeam vreodată că o să aleg între a veni să vă întâlnesc și această întâlnire, mă rog, în care să... Eu sper să nu regretați. Da. Regret deja că am luat o decizie și că am ajuns aici mai târziu. Deja regret, dar asta e, apropo de valorile. Mulțumesc, tare. Că nu știu ce anume se schimbă în 10 ani, pentru că nu am mai trăit o dramă, apropo de valori. Așa-i. Și de principii și de lucruri la care ne raportăm. Și să mă întorc la întâlnirile care pentru mine, în cariera mea și personal, au fost niște întâlniri evidente care îl prețuiesc extraordinar de mult. Sunteți unul dintre oamenii care îndrăznesc să spun, e percepția mea, care m-au marcat mult în meserie. Vă mulțumesc tare. N-am fost foarte aspru, așa, apropo, ca să continui ce a zis doamna directoare, că și eu cred încă o dată, cum spun, chiar o să, poate dacă s-a întâlnit, o să așa o cercetare aceasta. Să vedem generațiile, la întâlnirea de 10 ani, pe cine scot în evidență. Eu pot să mă angajez. Da, vă rog. Eu am să, din câteva întâlniri pe care le-am avut, au fost și câteva în care am avut strigăte de ajutor. Și nu știu de ce, lucrurile s-au rezolvat, într-un fel sau altul. Dincolo de aprecierea mea pentru munca pe care ați făcut-o, cât a spus Ministrul Educației, mă gândesc acum, dacă aveți, nu știu ce se întâmplă cu ideea aceasta de a scoate psihologia din planul cartelor. Am înțeles că Ministerul și-a retras, a spus că nu-și mai asumă niciuna dintre acele variante. Nu, am luat poziție pentru așa ceva. E o chestiune aberantă, am adus argumente exact, ceea ce e împotriva tuturor datelor. Dar am înțeles că Ministerul și-a retras opinia și s-a disociat, a spus că nu se implicată în acele plan. Sunt sigur că este, știu din interior că doamna ministru a vrut să le semneze fără nicio fel de consultare publică, ele au transpirat în public și atunci ea s-a disociat de planuri. Asta e adevărul. Dar... Ei, cine gândește ilogic și non-empatic. Da. Vă rog. Vedeți, de-aia e bine să faci filozofie, pentru că știi că există mai multe realități. Să le auzim. Și de știri care s-a format un grup de lucru mai mult, cred că are vreo 6 luni. Din grupul de lucru au venit mai multe propuneri din partea celor care fac parte din grupul de lucru. Unul dintre profesorii care a venit cu acel plan despre care se vorbește astăzi și care a apărut în Edupedu, l-a și postat sau l-a și trimis către EduPed. Deci e o variantă a unui profesor. Eu cred că nu are importanță foarte mare, dar e din Iași. Da. Am înțeles. Și cam atât. Restul... Să sperăm că se abandonă. E o variantă a unui profesor. Din grupul de lucru înseamnă că acea variantă este varianta pe care se va merge. Principiul, eu zic că dacă le... e unul corect. Vis-a-vis, eu mă refer la fizică și gândiți-vă că fizica e unul dintre obiectele cele mai afectate. E vorba că în clasa 11 și a 12 elevii de la profilul real ar avea voie să aleagă ca să nu mai studieze fizică. Nu, nici o ar putea să aleagă orice altceva.
posibilitatea de a alege și de a-și canaliza spre ce ar trebui să meargă. Că dacă continuăm să credem că în continuare elevii noștri vor învăța așa cum de fapt se întâmplă și pentru evaluarea națională, noi nu recunoaștem aici în sală, dar în clasa a 8-a, poate chiar din clasa a 7-a, sunt foarte multe dintre discipline care sunt trecute la și altele sau la un fel de o să mă asculte peste 3 săptămâni ca să-mi pun o notă și în rest nimic altceva. Nu mai există nici pe departe cunoștințe acumulate în clasa 8-a decât se vorbește despre evaluare națională. Așa se vorbește în clasa a 12-a despre bacalaureat și dacă sigur că nu e bine neapărat... Poți să mă înscriu la cuvânt? Numai că dacă vrei să avem la final o societate care își asumă că un elev este pregătit pentru ceea ce își dorește el mai departe să facă, ar cam trebui să ne asumăm și treaba asta că cumva nu putem să-i lăsăm cu 14 discipline până în clasa 12. Și apoi ne spunem că e greu să... Partea bună când ești moderator e că poți să-ți dai singur cuvântul. Aș vrea să, sigur, colegul meu și al nostru, Onoț Atanasiu, are o poziție pe care o cunosc și eu am o poziție pe care el o cunoaște. Da, sunt absolut de acord, dar cu ambele observații, cu următoarele observații la observațiile tale, și anume... Dacă vrei să scoți presiunea de pe elev în clasa 8-a, nu-i bagi admitere la liceu. Asta va definitiva opera de distrugere a interesului pentru alte obiecte. Dar nu ne... Da, dar nu aici, exact. Că probabil în toamnă o să vedem că o să-și anunțe dacă o să fie un liceu care o să dea, deși nu cred că o să dea, pentru că e vorba de cei care intră în clasa a 5-a să dea examen în clasa a 9-a, dar iarăși cred că vor fi prorogate termenele respective. Dar eu vă spun că cel mai bun lucru este, și o să vă dau un exemplu ca să înțelegem că am pus la lucrurile, o să vă dau un exemplu, 20 de lucruri scoase pentru învățământ dual la liceul Paul Dinu de Eticie. Acei copii astăzi primesc, eu am fost la prezentarea proiectului respectiv, care se află aproape la final de primul an, copiii au intrat în clasa a 9-a cu acest timp de învățământ, primesc acea bursă de la stat, ca și ceilalți copii din învățământul tehnologic. Pe lângă aceasta, Liberty le oferă 500 de lei lunar. Pe lângă cei 500 de lei lunar le oferă o masă caldă. Pe lângă acea masă caldă le oferă 700 de lei de Crăciun și de Paști, sub formă de vouchere. Există, din punctul meu de vedere, posibilitatea angajării, pentru că Liberty își propune să creeze un parc de panouri fotovoltaice pe halta de zbură și își propune să fie undeva la 100 de hectare de panouri fotovoltaice. Deci, practic, vor avea nevoie de acești având în vedere beneficiile pe care le-au ele și faptul că pot fi angajați și cu salarii motivante, eu cred că aceste locuri vor fi scoase la concurs la un moment dat. Adică nu liceele teoretice vor organiza concurs, ci liceele tehnologice, ceea ce ar fi un lucru foarte bun, pentru că nu puteți să spuneți dumneavoastră mie că astăzi, prin evaluarea națională, pe care o dăm standardizat după niște, eu știu, calapoate, ca să-i spunem așa mai pe scurt, poate să fie un element de diferențiere între un copil care are deprinderi motrice pentru a lipi cu pistolul de lipit, pentru a lega în serie niște vechiuri, pentru a înțelege niște fenomene electrice, unul care rezolvă testul de matematică și de română și putem să spunem că acela este bun pentru copilul respectiv. De aceea cred că examenul
respectiv, că nu trebuie să ne gândim la ziua de azi, cum e pregătit. Da, sunt de acord, ce spunea domnul Mitoia, de ce 50%, de ce nu 100%, de ce nu lăsăm pe fiecare, așa cum am dat autonomie universităților de a se organiza, să-și organizeze examenul după aceea evaluare națională. Da, sigur. E o întreagă discuție, da, pe care n-aș vrea să... Am vrut să spun că n-aș duce acum, n-aș inflama acum discuția asta. Sigur, noi filozofii avem câte o, avem câte o problemă la orice soluție, nu, nu vă faceți iluzii. Dar cumva ne și îndepărtăm, putem sigur discuta în privat, dar alminter cumva ne și îndepărtăm de spiritul intervenției din, de azi. Domnul profesor Miclea, sunt aproape două ore de când am început să vorbim și cam ăsta e timpul pe care l-am avut la dispoziție. Cred că simțiți că v-am ține aici foarte mult timp. Nu, mai stăm mai 10 minute, mai putem sta dacă mai și nu... da, asta speram să aud. Da, mai stăm. Și pentru că mai sunt 10 minute, am... Am să vă mai dau cuvântul pentru o întrebare cu rugămintea ca ea să fie pe cât posibil despre tema predării, dacă se poate, da? Ok. Sunt în calitate de părinte. Am eu să spun că cel mai eficat părinte, dacă e vorba că suntem într-o competiție a societății. Un pic mai tare este în cât rog. Despre subiectul de astăzi, da? Ating totuși 10 ani de implicare în această, să zicem, soartă. Am un copil cu CES și a trebuit să mă apropii de sistemul de învățământ. Și am făcut-o din toate punctele de vedere, la toate nivelele și am discutat cu toți părinții și eu cât am putut am spus. Dar mă lovesc de o chestie pe care nu o înțeleg și nu o să o înțeleg. Brandul meu personal este brandul de haiducie. Și apreciez oameni ca domnul Miclea, ca domnul Funeriu, care au mai fost și au avut o încăpățânare de a spune niște adevăr. Și le voi spune și eu, chiar dacă sunt într-o calitate mai joasă de părinte. Dar când mă lovesc de sistem... Noi e mai importantă calitatea asta. Când mă lovesc de sistem și tot timpul mi se spune, n-ai să schimb nimic. Asta este de zeci de ani. Eu nu o să renunț, da? Dar vine un moment, la 10 ani, într-adevăr, facem un reset și zic, bă, frate, hai să încercăm și alte strategii. Dar încăpățânarea asta, că nimic nu se schimbă, domnul Atanasiu este aici, îl văd în fiecare săptămână. Clasa politică să ne spună aceeași chestie, mă doare, bă, frate, nu mai avem clasă, dacă nu avem nici modele, nici cineva să ne tragă. Păi noi trebuie să fim aia care să împingem, da? Eu fac datoria să împing, da? Și stau și la poartă până într-o zi. Dar vine și un moment. Bă, frate, a trecut un an de zile. Ce ați făcut, mă, frate? Da? Danica, există și o întrebare? Eu nu, înțeleg. Da, uite, ar fi și o întrebare. Da. Cum facem să nu mai avem mentalitatea asta fatalistă? Noi eram mai luptători, noi am făcut Revoluția din 89. Noi am pus o listă cu profesorul, ăla făcea, ăla dregea, ăla așa. Dom'le, întâmplător, la vremea aia ne ascultau ăia. Ne dădeau cartofi prăjiți cu face, n-am mâncat în anul ăla. Da? Dom'le, mentalitatea asta nu se poate. Înțeleg că s-au schimbat generații. Colegii cu care mă întâlnesc eu acum sunt cu 10-15 ani mai tineri. Ăia n-au prins Revoluția. Ăia nu știu cum. Noi suntem îndârjiți. Noi știm să... și în foame, și în frig, și la poartă, și cu scandal. Noi suntem pregătiți. Da? Dar uitați că societatea evoluează. Unii știu să protesteze, dar nu știu ce vor. Noi știm. Sunt inginer la bază. Da? Eu m-am întâlnit în facultate cu colegi care erau foarte buni matematicieni, dar nu știau să lege două becuri în serie, da? Soarta m-a dus spre învățământ, am învățat ce înseamnă să fii pedagog, am învățat ce înseamnă să ascult, sărea varul pe pereți la sindicate, da? Dom'le, când am văzut lideri de sindicat în învățământ care nu știu să discute, care evită un dialog cu părinții, profesorii nu vor fi niciodată respectați într-un sistem până nu au o relație cu beneficiarii, părinții. Corect. Eu am fost sindicalist. Corect. Dar haideți să ne unim și să spunem adevărul. Cine a greșit, a greșit. Nu vrem să luăm capete. Haideți să îndreptăm, da? Să găsim soluții și clasa politică ne va asculta. Dar dacă noi nu credem în destinul nostru, nu credem în soarta noastră și suntem blazați, nu avem nicio șansă. Asta vreau eu. O altă atitudine. Eu am schimbat multe stiluri. Eu m-am dat după om. Dar când îmi spui, domnul Ambrino, că mi-am făcut temele, eu o cunosc.
Păi stai că îmi fac și eu temă. Dacă îi cer numărul de telefon, nu ți-l dă. Nu, stai la poartă. Acum cauți pe internet, îi găsești numărul de telefon. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da. Și eu cred că suntem datori să producem soluții chiar dacă ele nu sunt luate în seamă. Nu e la modă să-l citești pe Marx sau să-l citezi pe Marx acum, dar Marx a spus la un moment dat un lucru foarte interesant. A spus așa: o generație este datoare să lupte, chiar dacă ea nu va câștiga niciodată. De ce? Pentru că cultivă un spirit. După ea va veni cândva o altă generație care va beneficia de un context istoric mai favorabil. Și întrucât are o tradiție de luptă, va câștiga. Dar dacă nu are o tradiție de luptă, nu va câștiga. Așa că cred că are sens să producem soluții și să luptăm pentru ceea ce credem, chiar dacă nu vedem că vom câștiga acum. Cultivăm un spirit. Poate că alții o să vină după noi, o să beneficieze de un alt context mai favorabil și o să reușească. Dar o să reușească și pentru că există această istorie. Există spiritul ăsta. Și cred că pentru asta suntem datori. Chiar dacă nu vedem nimic acum. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Mă sper că n-a fost... Da, și... Iată, terminăm cu o chestie marxistă. Te așteptăm mereu. Domnul, îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare. Da, sper să ne fi fost de folos asta. Eu mi-am notat niște lucruri care să-mi folosească. Mulțumesc tare. Mă bucur să vă revăd. Acum mi-am adus aminte. Diana, mi-am adus aminte. Mai ești că... Da. Foarte bine. Bravo. Asta e un lucru. Să rămân. Da. Deci... Doamne, da. Cu dumneavoastră, cu mare drag. Cu mare drag. Cu mare drag. Deci, la chestia aia... La chestia aia... Nu rămâne în seamă. Da. Nu mergem pentru a ne-a citit. Bineînțeles. Mulțumesc. Doamne,